Rata șomajului a continuat să crească în olt și în ultima lună a anului trecut, chiar dacă încet această tendință a continuat să se mențină și pentru începutul lui 2021. Potrivit statisticilor, majoritatea șomerilor sunt bărbați. La sfârșitul lunii decembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, erau înregistrați 9.441 de șomeri, din care 4.294 erau femei, rata șomajului fiind de 5,86%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,83%, în această lună, acest indicator a înregistrat o creștere de 0,03 puncte procentuale. Trei sferturi dintre șomerii olteni nu primesc niciun fel de ajutor financiar din partea statului, ei aflându-se de cel puțin un an în statisticile instituției. Majoritatea au o pregătire precară și provin din mediul rural. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7201 șomeri provin din mediul rural și 2240 sunt din mediul urban. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, 30,33%, apoi șomerii cu nivel de instruire primar și fără studii, 28,58%, urmat de cei cu nivel de instruire liceal, 23,63%, iar 14,65% au absolvit învățământul profesional sau de arte și meserii. Șomerii cu nivel de studii post-liceale reprezintă 1,91%, iar cei cu studii superioare au o pondere de 0,90%. Specialiștii susțin că tendința de creștere a ratei șomajului se va menține și în primul semestru al acestui an. Ei estimează că acest indicator se va reduce în primăvară când firmele cu activitate sezonieră își vor relua activitatea.